Am terminat un ATC-ul acum în 2011, actorie. Am avut spectacole în București. Momentan sunt angajat la Piatra Neamț. De film e primul proiect, aș spune eu, important de film. Am mai avut un proiect cu un personaj episodic, secundar. Eu, sincer să fiu, am primit un telefon de la NAE, care m-a rugat să citesc scenariu și să-i spun ce părere am și dacă vreau să lucrez cu el. Și bineînțeles că i-am spus da. Am avut o mare șansă să lucrez cu o echipă foarte ocrotitoare și care a avut tot timpul grijă de noi, să ne simțim bine, să fim relaxați, să ne simțim bine pe platou, să avem tot ce la dispoziție, ce avem nevoie. Și din punctul ăsta de vedere nu am suferit deloc și nu... Chiar am lucrat cu o lejeritate toți. Foarte frumos. Nu am repetat foarte mult. Am apucat să repetăm puțin înainte situații, dar nu textul concret. Și cu ce am rămas de acolo, la platou, am mers repede. A fost rolul la care cred eu că m-am distrat cel mai tare până acum. Adică în fiecare zi lucram la chestia asta din lejeritate pe stradă sau oriunde găseam oportunitatea de a o face. Și din amintiri, eu am crescut într-un cartier destul de defavorizat. Amintiri și multă observație. Eu îmi doresc să ajung de foarte mulți ani la TIFF. Și din păcate abia astăzi am reușit să ajung aici, deci încă nu m-am apucat să mă bucur. E un lucru foarte important, prezența oricărui actor aici. Și aici vin să salut inițiativa acestui festival 10 pentru film, care e un lucru esențial care se întâmplă pentru foarte mulți actori care se simt departe de lumea asta a filmului. Și dacă toată lumea are oarecum impresia că e un cerc închis sau se ajunge foarte greu, această inițiativă vine să contrazică lucrul ăsta.